Salutare băieții mei, salutare fraților! Băieți, pe cuvântul meu de onoare că mă uimiți pe săptămână ce trece. Se strâng toate like-urile la toate videourile pe care le fac și asta mă motivează să postez din ce în ce mai des și să continui cu tot ceea ce am început. Haideți să vedem dacă putem să strângem și la acest video în primele 24 de ore undeva la 1000 sau 1500 de like-uri câte vreți voi. Ar fi absolut genial și v-aș mulțumi mult de tot pentru asta. Astăzi vă voi prezenta jucători din fotbal care sunt frați sau care sunt înrudiți. Așadar, haideți să vedem împreună ce jucători din fotbal și din FIFA, pentru că mulți dintre ei sunt atât în FIFA 19 și vor fi și în FIFA 20. Aici mă refer mai mult la Zidane, recunosc că deja v-am dezvăluit o mică surpriză, dar haideți să vedem împreună despre ce jucători este vorba. Începem cu nimeni alții decât frații Pogba. Mulți dintre voi probabil deja știți, Pogba mai are încă doi frați. Din păcate ei nu au ajuns la nivelul lui Pogba, dar să știți că mereu l-au susținut. Am văzut foarte multe meciuri de-a lui Pogba, la care au fost prezenți și cei doi frați ai lui. Pe toți trei îi găsim în FIFA 19 și cel mai probabil îi vom avea și în FIFA 20. Trecem mai departe la José Callejón, care are un frate, joacă la Bolívar. Seamănă foarte, foarte mult, nu știu dacă sunt gemeni sau nu. Are card silver, după cum vedeți, în FIFA 19. Mai departe îi avem pe frații De Jong. De Jong, un sezon extraordinar făcut la PSV, a primit card toți în FIFA 19. Are un frate care se uită cam așa și joacă la Sydney FC. Acum îl avem pe Diallo, jucătorul celor de la Borussia Dortmund. Este francez, are un frate care joacă în campionatul Franței. După cum vedeți, are card bronz. Seamănă și ei foarte, foarte mult. Trecem mai departe și l-avem pe portarul celor de la Liverpool, pe Alisson, care are un frate, nu-mi dau seama, cred că joacă în Brazilia fratele lui și este tot portar, amândoi sunt portari, foarte tare, dar nu prea seamănă, sincer, după cum vedeți. Acum l-avem pe Eckstein, care are un frate pe care îl cheamă la fel, joacă la aceeași echipă cu el, numai că fratele lui este atacant, după cum vedeți, joacă mai bine el, a primit și card toți în FIFA 19. Mai departe avem pe Ferdinand, iconul din FIFA 19, FIFA 18 și mai mult ca sigur și din FIFA 20. Un super fundaș central, a jucat la Manchester United. Oricum pare destul de în vârstă și fratele lui, are un card silver în FIFA și cred că joacă undeva într-o ligă inferioară din Anglia. Trecem mai departe la Fernandes, fundașul central al celor de la Real Madrid. Și el are un frate, joacă pe postul de CDM. La fel, mi se pare că nu seamănă deloc. Mulți dintre frați seamănă, alții chiar nu seamănă deloc. Și haideți să vedem ce avem mai departe. Ho-ho! L-avem pe Gheorghe Hagi și fiul său, Yanis Hagi. Acum Yanis nu mai joacă la Viitorul, s-a transferat în Belgia. Așadar, mai mult ca sigur, îi vom avea pe amândoi în FIFA 20. Și sincer, de-abia aștept să-i joc. Poate chiar voi face un squad builder și voi juca cu amândoi la un weekend league. Trecem mai departe și l-avem pe Higuain, atacantul argentinian care are un frate. Pare mai mare fratele lui, oricum și Higuain pare mai matur așa în general. Mai departe l-avem pe Clivert, Patrick Clivert, icon din FIFA și fiul său care a avut card Future Star. Sincer, nu a jucat extraordinar fiul lui Clivert, dar este o plăcere să joci cu amândoi în FIFA. Aici l-avem pe Larsson și pe fiul său. Da, ei chiar seamănă, se vede că sunt tată și fiu. L-avem pe Loris și pe fratele lui care joacă la Nice, are card silver și este fundaș central. Acum l-avem pe Lovren și fratele lui joacă în Germania. La fel pot să spun că și ei seamănă puțin. Acum l-avem pe Lozano. Lozano cred că are un frate mai mic. Îmi dau seama din poză că e mai mic fratele lui. Poate cine știe, vom avea doi super Lozano anul ăsta în FIFA 20. Acum trecem la Aguero și la fratele lui pe nume Del Castillo. Cred că nu prea s-a ținut de treabă fratele lui dacă are card bronz în FIFA. Și acum îl avem pe Miranciuc, care are un frate pe care îl cheamă tot Miranciuc. Joacă aceeași poziție ca și el. Cred că e frate geamă, dacă nu mă înșel. Și acum îl avem pe Mori, care și el la fel are un frate geamă. Amândoi au primit card din form în FIFA 19. Cât de tare, dar joacă la echipe diferite. Acum îl avem pe Okocha și Iobi. Chiar nu știam că Iobi este nepotul lui Okocha. Pe cuvântul meu, e prima dată când aflu chestia asta și văd acum. Dacă voi știați asta, puteți să lăsați un comentariu și să scrieți acolo.
foarte tare, deci chiar nu știam. Mai departe avem pe frații Rafael și Fabio, dacă nu mă înșel, amândoi au jucat la Manchester United. Îi știu de când era mai mic. Acum unul dintre ei joacă la Lyon, iar celălalt la Nantes. Amândoi sunt în Franța, probabil vor să fie unul alături de celălalt. Îl avem pe Ribery și pe fratele lui, care sincer, mai degrabă nu vreau să fiu rotăcios, dar pare a fi fiul lui. Pare mai mic decât Ribery cu mult. Mă rog, după cum bine știți, Ribery a suferit un accident destul de grav. Acum îl avem pe Rivaldo și pe fiul său, care a jucat în Liga 1, Rivaldinho. Acum s-a transferat, din păcate, sper că o să revină în Liga 1. Acum îl avem pe Rodriguez și pe Ospina, frați vitregi. Din nou, nu știam treaba asta, foarte tare. Multe chestii noi a fost și odată cu voi. Acum îl avem pe Rooney și pe fratele lui. Pare de vârstă cu el, dar nu a ajuns la performanțele lui Wayne Rooney. Acum îl avem pe Schmeichel și pe fiul său, care joacă la Leicester. Zeedorf și pe fiul său. După cum vedeți, în FIFA 19 și în FIFA 20 o să avem posibilitatea să jucăm cu foarte multe familii, gen să jucăm și cu tatăl și cu fiul, cum este cazul și lui Hagi. Acum îl avem pe Tavanie și pe fratele lui. Tavanie e posibil să se transfere în Anglia. Și acum îl avem pe Yaya Touré și pe fratele lui, care joacă la Celtic. Yaya Touré nu este în FIFA, dar cine știe, sperăm. Și acum îl avem pe Carlos Vela și pe Alejandro Vela. Sunt frați, seamănă foarte mult. Vela a marcat un gol superb în weekend. Wea și fiul său, Wea, a avut card icon în FIFA. S-a scos, nu știu de ce, dar sperăm că îl vom vedea din nou. Și acum îi avem pe cei trei frați Wijnaldum. Unul joacă la Liverpool, iar ceilalți doi, dacă nu mă înșel, joacă în Olanda. Nici ei nu prea seamănă prea mult, sincer. Și acum îi avem pe frații Zapata, pe ei știu, unul este atacant, altul este fundaș central, amândoi joacă în Italia, unul la Atalanta, unul la AC Milan. Și acum avem noul icon din FIFA 20, este vorba despre Zinedine Zidane și cei doi fii ai săi. Îi vom avea pe toți trei în FIFA 20, de-abia aștept să-l joc pe Zinedine Zidane în FIFA 20. Cam acesta a fost episodul de astăzi, băieți. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. M-am hotărât să postez din ce în ce mai des de acum, așadar nu uitați să aprindeți și clopoțelul. Nu v-am mai spus asta, dar este foarte important să aprindeți clopoțelul. Până data viitoare, eu sunt Tudor și v-am pupat. Pa! Even if it's fake, 'cause I don't fucking care.